Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou în fața dumneavoastră cu o nouă temă, cu o nouă emisiune și bineînțeles cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunii noastre, al Producers Media în general. Așa că îi spunem bun revenit prietenul nostru, Cătălin Sturza, publicist. Bună seara, bine v-am regăsit! Cătă, iată că și de data aceasta stăm față în față împreună în fața unui document pe care l-am chiar aici pe masa aceasta. Vorbim despre raportul Matici, faimosul raport Matici, care a fost votat de curând în Uniunea Europeană, în Parlamentul European. Practic este un document referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în Uniunea Europeană, în contextul sănătății femeilor. Da, așa asta e este... marketizat, așa e împachetat. Exact, dat. Acesta este documentul oficial. Noi știm foarte bine că, de fapt, raportul privește situația drepturilor sexuale și reproductive din Uniunea Europeană din perspectiva sănătății femeii, dar, de fapt, așa cum au spus-o și alții, ai spus-o și tu, nu este decât un document, să spunem, ideologic, în care se promovează radicalismul sexo-marxist și, bineînțeles, un document care are mari probleme în ceea ce privește viitorul nostru și viitorul copilor noștri. Radicalismul de stânga, putem să-i spunem radicalismul revoluției culturale sau revoluției woke, ca să folosim termenul cel mai curent pentru această ideologie. Practic, vedem că pe zi ce trece se inventează noi termeni, noi idei, se rescrie trecutul, se bulversează atât de tare prezentul și, bineînțeles, se redesenează viitorul, ceea ce noi credeam că se va întâmpla, totul se accelerează, totul merge pe repede foarte înainte, a spune, și iată că și acest raport generează schimbări majore în modul de gândire, în modul nostru de organizare și de trai. Practic, tocmai am terminat o lună a mândriei LGBT, în care peste tot am fost agasați și, să spunem așa, invadați de mesaje politice, pentru că e foarte important să spunem că este vorba, în primul rând, de mesaje ideologice și politice, de tip politic, care exprimă o anumită viziune și un anumit angajament de tip politic, încă o dată, de partea acestei agende a stângii radicale, care mută tot mai mult centrul societății și încearcă să normalizeze, să spunem, o serie de lucruri care contravin culturii creștine, culturii clasice. Și este iarăși foarte interesant și îngrijorător și un fenomen pe care l-au remarcat mulți comentatori din zona conservatoare și nu numai, cum marile business-uri, marile companii, inclusiv acești coloși transnaționali, trec cu totul, își pun toate resursele, tot prestigiul în spatele acestei agende, care încă o dată, chiar și pentru anii aceștia, este o agendă radicală. Bun. Din păcate, raportul acesta încalcă tratatele Uniunii Europene și, bineînțeles, știm cu toții că, de fapt, toată legislația din domeniul sănătății este exclusiv de competența statelor membre. Deci fiecare stat național... Ca primă observație, sigur. Ca primă observație. Hai să le luăm pe rând. Am cules câteva din marile problemele acestui raport și împreună cu tine le vom aborda și vom vedea care sunt, să spunem, adevărurile din spatele totul acestea, să spunem, idei năstrușnice și care ne dau mari bătăi de cap. În primul rând, există acest paragraf N care a generat cel mai multe discuții în spațiul public și anume despre precizarea că persoane însărcinate, persoane gravide, cu alte cuvinte, nu se folosește termenul de femei însărcinate, femei gravide, se folosește termenul de persoane. Iar cuvântul acesta de persoane este foarte des întâlnit, ca de exemplu să beneficieze persoanele însărcinate să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și servicii de îngrijire legate de naștere. Cu alte cuvinte, se spune în textul acesta, în paragraful 1, deci nu numai femeile pot rămâne însărcinate, ci și alt tip de persoane și în speță bărbații.
Deci, practic, se spune pe față că și bărbații pot. Și aici știm la ce se referă. Ce părere ai despre... Și să mai cităm și paragraful T, cât că este, da? Care spune că persoanele gravide se confruntă cu diverse intervenții medicale forțate în timpul nașterii. Deci cine se confruntă, întrebarea logică, în afara femeilor cu intervenții medicale forțate în timpul nașterii? Aici, în primul rând, cred că ar trebui să formulăm un răspuns față de niște declarații ale lui Dacian Cioloș, care este și președintele formațiunii progresiste Renew Europe din Parlamentul European și unul din liderii coaliției, actualei coaliții de guvernare, care a spus că aceste speculații sau ironii stârnite de aceste paragrafe din raportul Matici ar fi un semn de ură. Cei care au ridicat întrebări legate de aceste speculații ar fi niște indivizi toxici și periculoși pentru societate. Deci oricine, inclusiv noi, care discutăm critic acest raport, ne încadrăm în eticheta de indivizi toxici și periculoși pentru societate. Or, foarte bine, am citat acele paragrafe, da? Le avem textual pe masă, din două una. Da? Fie Dacian Cioloș și parlamentarii USR Plus, care au votat raportul Matiș, da? Dintre reprezentanții României în Parlamentul European, nu acceptă faptul că, citez, bărbații transgender și persoanele gravide sunt adevărat bărbați. Ori în acest caz ar putea fi ușor acuzați de transfobie, da, și de discursul urii, pentru că încalcă o dogmă extrem de importantă pentru tabăra progresistă. Și anume faptul că oricine poate să fie orice își dorește. Da? Orice persoană își poate schimba identitatea, genul, așa cum dorește. Deci e o crimă de gândire gravă în cultura woke, care duce la cancelare, da? În cancel culture, marginalizare, pierderea poziției și așa mai departe. Ori, dacă nu, domnul Dacian Cioloș acceptă că bărbații transgender și persoanele gravide sunt cu adevărat bărbați și că bărbații pot să nască copii și pot să fie însărcinați și pot să nască copii, da? Caz în care nu înțelegem de ce se supără, da? Pentru că oamenii au făcut ironii pe această temă. Bun, deci este clar că vorbim aici, sigur, de o dogmă a taberei progresiste, care spune că există 287 de genuri care se pot combina cu orice fel de orientare sexuală, nu știm câte orientări sexuale există și că oricine poate să fie orice dorește. Deci, în fapt, o diluare, o distrugere, o disoluție chiar a umanului și a oricărui reper în ceea ce privește umanitatea. Adică întrebarea fundamentală, una din întrebările fundamentale pentru noi este ce este omul. Da? Iată, o întrebare la care nu mai găsim un răspuns, nu mai știm. Practic o redefinire a ființei umane, cum spuneam. Sigur, sigur, despre asta vorbim. Bun, asta ar fi o primă observație referitoare la aceste intervenții ale domnului Dacian Cioloș. Ar mai fi o altă observație și anume faptul că domnul Dacian Cioloș, care îi acuză pe criticii raportului și implicit pe criticii domniei sale de un discurs politic mizerabil, aici iarăși ne-am încadrat și noi pentru că discutăm critic, da, la adresa acestui raport și acelui vot, aruncă în fapt cu foarte mare ușurință cu etichete, în timp ce domnia sa se consideră a fi un bun creștin. Și ar fi foarte interesant să vedem și cum definește domnul Cioloș creștinismul. Spune că înseamnă să-ți ajuți aproapele să își trăiască viața așa cum decide. Deci, practic, să facă tot ceea ce dorește. Este foarte clar că nu despre creștinism vorbim aici, ci despre o formă de pozitivism, iluminism, această ideologie
iluministă, care spune că adevărurile se găsesc nu în revelația creștină, da? Nu în cuvântul lui Dumnezeu, ci se găsesc în știință, că știința oferă răspunsurile morale ultime, da? Nu numai răspunsurile tehnice, ci și răspunsurile morale ultime, și că singurul scop al vieții omului pe pământ este construirea unei utopii materiale, aici și acum, da? Împărăția lui Dumnezeu imanentizată, aici și acum, în care oamenii trebuie să devină cât mai bogați și să facă fiecare ceea ce își dorește. Da? Deci acesta nu este creștinism, este o dogmă. Rod Dreher, un scriitor american contemporan, care a fost recent și în România, o numește de fapt o antireligie sau o religie concurentă cu creștinismul, da? Un anticreștinism, n-are nimic de a face cu creștinismul. Deci aș spune că e o mare ipocrizie să susții asemenea lucruri, da? Care intră în antiteză clară cu Evanghelia, cu Biblia, și să spui că ești creștin în același timp. Cu cele 10 porunci, iată, și o să discutăm imediat despre avort și, de exemplu, despre porunca să nu ucizi. Sau o altă poruncă este să nu iei numele Domnului în deșert. Da? Vorbim în paradigma Domnului Cioloș. Domnul Cioloș ne propune discuția despre creștinism, deci nu insistăm noi să facem teologie, dar intrăm în paradigma propusă de Dumnealui. Atunci când își asumă discursul echivalent cu cuvântul Evangheliei, mi se pare destul de... Bun. De hai să discutăm, da? Hai să discutăm. Ok, cu cărțile pe masă. Deci ce înseamnă să nu iei numele Domnului în deșert? Înseamnă să nu faci rău în numele lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă numai nu huli. Înseamnă nu face răul în numele lui Dumnezeu. Ori atunci când susții ideologia transgender, da? Atunci când susții avortul ca drept al omului, și o să ajungem și la această perspectivă, atunci când susții, în fapt, o răsturnare a tuturor reperelor naturale puse de Dumnezeu în planul creației, da? Bărbat și femeie i-a făcut și a făcut Dumnezeu bărbat și femeie. Iar tu, pe de altă parte, vii și te numești creștin, deci susții, faci răul defilând cu steagul creștinismului în față, adică ce pervertire bizară a poruncii lui Dumnezeu, nu? Să nu iei numele Domnului în deșert. Bun. Asta să zicem că se întâmplă deja la oamenii maturi, persoane mature, persoane gravide, să zicem că lucrurile se bazează într-adevăr pe o proprie decizie, la felul cum să-mi trăiesc viața, fiecare trăiește cum vrea, această anarhie, aș spune eu. Deja e anarhie din momentul în care chiar face fiecare ce vrea, nu mai este ordine și disciplină și nu mai putem trăi toți în același loc. E o anarhie, dar e o anarhie care vine mână în mână cu o formă de totalitarism. Este un totalitarism anarhic. Ca să poți stăpâni situația, n-ai decât să impui un totalitarism care să schimbe totul. Să pulverizeze societatea, să distrugă relațiile între oameni, rapoartele firești, să care distrugă textura societății și să împartă societatea în grupuri, în tot felul de subclase, de minorități, întoarse una împotriva celeilalte, aflată într-o continuă măcinare internă, da, într-un război al tuturor împotriva tuturor. Da, un război civil, așa, cultural, psihologic, perpetu, într-o stare în care, evident, această masă care devine nu mai este o societate, este o masă anarhică, atomizată, este foarte ușor de controlat. Bun, o altă problemă pe care tu deja ai anunțat-o este vorba despre avort. Spune așa... Consideră avortul ca drept fundamental al omului. Prin urmare, dreptul de a ucide copiii are entitate în fața dreptului la viață a copilului nenăscut. Ba mai mult, se pune următoarea problemă. Și vorbesc de paragraful 36-37, în care se spune așa că... Persoana care recunoaște că din motive personale unii medici pot invoca o clauză de conștiință. Subliniază că această cauză de conștiință a unei persoane nu poate aduce atingere dreptului pacientului de a avea acces deplin la asistență medicală și servicii. Invită statele membre și furnizorii de servicii medicale să țină seama de aceste circunstanțe în furnizarea lor geografică de servicii de asistență medicală. Și citesc și 37-le, că se leagă. Regretă faptul că uneori practica obișnuită din statele membre permite medicilor și nu le cazul instituțiilor medicale în ansamblul lor să refuze furnizarea de servicii
de sănătate pe baza așa numitei clauze de conștiință, care conduce la refuzul acordării de îngrijiri pentru avort pe motive de religie sau conștiință și care pune în pericol viața. Sunt câteva rânduri, sunt două paragrafe și sunt o grămadă de probleme foarte, foarte mari. În primul rând, se vorbește aici despre... în primul rând, hai să începem cu începutul. Se spune, echivalează întâi și întâi avortul cu serviciul de asistentă medicală. Deci, practic, avortul este un act medical. Bun, trebuie să spunem că, în primul rând, avortul nu poate fi echivalat cu servicii de sănătate sau cu sănătatea femeii sau cu sănătatea reproductivă. Acestea sunt niște eufemisme folosite de activiști. Chesterton avea un nume pentru aceste eufemisme, le numea eufemisme malefice. Adică când rămâi sarcinată, nu te îmbolnăvești, nu ești... Sarcina nu este o boală, da? Copilul nu este un blurb, cum spun activiștii, sau un cancer, sau un grup de celule amorfe și maligne, da? Iar în momentul în care devine eventual copilul unei prințese sau unei celebrități, brusc, și când celebritatea respectivă este însărcinată, presa spune despre copilul, da, care urmează să vină doar pentru că este copilul unei celebrități. Da, deci această dublă măsură flagrantă. Da? În celelalte situații este un blur sau este un fel de tumor. Da, copilul. Copilul este o ființă umană din momentul concepției. Asta trebuie să o spunem, biologii, oamenii de știință, neonatologii sunt de acord în proporție covârșitoare cu acest lucru. Am văzut acum 2 ani un studiu realizat în Statele Unite care arăta că 96% dintre biologi sunt de acord că viața începe în momentul concepției. Este singurul punct obiectiv, singurul moment obiectiv care poate fi marcat ca începutul vieții umane. Nu există un an moment, da? La 6 luni sau la 3 luni sau la 9 luni, când votează Parlamentul în România sau în Germania sau în Statele Unite ale Americii, da? Mă rog, la nivel de state acolo, la nivel fiecărui stat. Foarte bine. O altă problemă se aduce în atenția noastră, dreptul fundamental la avort. Se spune așa. De când avortul este un drept fundamental? Deci, practic, dreptul de a ucide pe cineva este un drept fundamental al cuiva. Ce spunem că să le amintim și parlamentarilor care au votat așa ceva și politicienilor care ne reprezintă, inclusiv la Bruxelles, că nu știu să existe undeva în tratatele internaționale stipulat un drept la avort. Da, peste tot există doar dreptul la viață. Este cel mai important dintre drepturile fundamentale ale omului. De ce? Dacă nu ți se recunoaște dreptul la viață, nu poate fi recunoscut niciun alt drept. Da? Toate celelalte derivă din recunoașterea dreptului la viață. Deci acesta este dreptul fundamental. Da? Dreptul la viață. Nu poți să stipulezi un drept la avort care ar fi mai important decât dreptul la viață. Deci nimic nu poate fi mai important decât dreptul la viață. Nu poți să acorzi toate drepturile femeii însărcinate, cum arăta Sir Roger Scruton, regretatul Sir Roger Scruton, și să nu acorzi niciun drept copilului nenăscut. În al doilea rând, este o discriminare. Deci vorbim de o discriminare flagrantă, da? O discriminare, în primul rând, pe bază de vârstă. Pentru că este orientată împotriva celor mai tineri și mai slabi membri ai speciei umane, pe care ar trebui să-i protejăm, pe care părinții, autoritățile, medicii ar trebui să-i protejeze, da? Dacă acești copii nu sunt protejați, umanitatea nu mai are un viitor, pur și simplu, da? Nu mai există următoarea generație. Bun, dar este și o discriminare pe bază de sex și trebuie să arătăm acest lucru, că avortul este îndreptat în multe părți ale acestei lumi împotriva fetițelor. Da? Și asta le amintesc și militantelor feministe care ar trebui să apere drepturile femeilor, inclusiv dacă ele sunt tinere. Da? Toate femeile ar trebui să se bucure de protecție și reprezentare. Deci, vorbim în țări precum China, precum India, precum
Pakistan. Vorbim de avort eugenic îndreptat cu precădere împotriva fetițelor, țări în care lipsesc zeci de milioane de fetițe, da? Pentru că familiile preferă și prin aceste mijloace de ecografii 3D care pot depista, deși de multe ori greșesc și aceste mijloace, da? Ei spun, medicii spun că pot depista de timpuriu sexul copiilor, preferă să păstreze doar băieții. Ceea ce a făcut și Planned Parenthood cu comitățile de negri, știm că majoritatea clinicilor Planned Parenthood sunt în cartierele de negri din Statele Unite. Și tot așa, în mod acesta, practic, o strategie eugenică de a... Nu e deloc o întâmplare. Margaret, fondatoarea Planned Parenthood, Plasa, care era și o reprezentantă a mișcării eugeniste și o apropiată a lui Adolf Hitler, trebuie să spunem asta, plasa clinicile cu precădere în cartierele de negri. Pentru că asta era strategia lor. Adică ei vroiau să reducă această populație. Deci era o strategie intenționată și descrisă ca atare de fondatoarea Planned Parenthood. Dacă asta s-ar fi întâmplat, mi-aduc aminte în timpul lui Moise, atunci, știi, ne aduce aminte în istoria poporului evreu că a fost o perioadă în care în Egipt toți primii născuți ai egiptenilor erau omorâți și în special copiii evreilor, bineînțeles, dintre copiii evreilor, și Moise probabil el a fost salvat datorită faptul că moașele au avut o problemă de conștiință și au zis, bineînțeles, care și cunoșteau legea lui Dumnezeu, să nu ucizi. Deci, practic, era, deși nu a apărut încă, aveau în conștiința lor faptul că trebuia să salveze și să aducă pe pământ copiii, nu l-au ucis. Știți? Da, deci iată, dacă n-ar fi existat obiecția de conștiință și dacă cineva nu ar fi salvat un copil printr-o obiecție de conștiință, da, istoria lumii ar fi fost cu totul alta. Da? În lume n-ar mai fi existat Moise, n-ar mai fi existat tabla legământului. Pe cele 10 porunci se fundamentează toată civilizația noastră ideocreștină, trebuie să o spunem. Deci tot ce înseamnă civilizație occidentală în ziua de astăzi e fundamentată pe cele 10 porunci ale lui Moise. Bun. Dintr-o obiecție de conștiință. Exact, Cătălin, aici am ajuns. Și spune așa: recunoaște că din motive personale unii medici pot invoca o clauză de conștiință. Mai mult, clauză de conștiință care conduce la refuzul acordării de îngrijiri pentru avort pe motive de religie sau de conștiință. Pe de altă parte, spune, și care pune viața în pericol. Cu alte cuvinte, eu, medic creștin, n-aș mai putea fi obstetrician sau ginecolog pentru că voi fi în situația de a nu mai putea refuza un avort. Eu așa înțeleg lucrul acesta. Deci, practic, recomandă ca, inclusiv atunci când medicul are probleme aceasta de conștiință și care e motivat până acum să respecte, domnule, eu nu fac asta, mergeți la altcineva care poate să facă, oarecum vei fi forțat sau, cum să spun, ți se va impune într-un fel, astfel încât să nu mai poți refuza, să-ți încalci propria credință. Deci avem aici o problemă de libertate de credință, da? Mi se calcă libertatea mea de credință, o problemă de libertate de conștiință, da? Și apoi ce a mai rămas din mine, apropo, din dreptul la viață? Corect. Și ne întrebăm și ce a mai rămas, da, ce a mai rămas din drepturile fundamentale. Nu mai mă zic de legământul lui Hipocrate, care, clar... Nu mai vorbim de legământul lui Hipocrate, care în varianta lungă, care se mai citește și în ziua de astăzi în anumite facultăți de medicină, nu peste tot, dar se mai citește, spune în mod clar că voi refuza să fac întrerupere de sarcină, da? Voi refuza să fac avort. În mod absolut clar, pentru că scopul medicului este de a apăra viața, nu este de a lua viața. Da? Și tocmai pe asta se bazează obiecția de conștiință a medicilor. Da? Scopul meu este să fac binele. Primul principiu al medicinei este, apropo, să nu fac răul. Da? Eu nu pot să fiu medic, da, cu bisturiul în mână și să iau o viață viabilă. Da? Și apropo, acest spirit eugenist care, iată, a revenit, din păcate, în zilele noastre, cum arăta și J.K. Chesterton,
nici măcar nu este orientat împotriva celor mai slabi dintre noi, este orientat împotriva celor mai buni dintre noi. Pentru că ne întrebăm de ce nu avem profesori, de ce nu avem oameni de știință, de ce nu avem politicieni și așa mai departe. În condițiile în care în anii 90, cel puțin în România, rata avortului în anumiți ani trece de 70%. Deci 3 copii din 4, vorbim de copii viabili, da? Au fost uciși sanitar, da? Igienic. Crimă igienică, da? Și departe de ochii lumii e ok. Dacă e departe de ochii lumii. Bun. Despre obiecțiile de conștiință, iarăși, trebuie să spunem că țin de un drept fundamental democratic, da? Să vii să încalci libertatea de conștiință, să vii să încalci libertatea religioasă, este o formă de totalitarism, fără niciun fel de discuție. Adică, în mod clar, e ceva foarte grav, da? Care este stipulat în acest raport. Îl dezbraci pe om de tot ce mai ține de partea aceasta spirituală, dumnezeiască. Îl faci pe om un simplu executant, fără să mai gândească. Mă gândesc... Un roboțel, o mașinuță, dar nu mai am conștiință. Mă gândesc că cei care ucideau în lagăr de la Auschwitz, făcusele lucrul acesta de atât de multe ori, încât nu mai aveau nicio mustrare de conștiință. Atunci când nu te mai mustră conștiința, devii practic o unealtă în mâna puterii. Cuiva. Da, a celor care au putere, a celor puternici. Deci, până la urmă, spune, slavă Domnule, că în momentul de față este doar o recomandare, dar noi știm că, așa cum merg lucrurile, statele vor decide în mod individual ce vor face cu aceste recomandări și din experiența proprie noi știm că de obicei se pliază pe recomandările care vin din Uniunea Europeană. Da, acest raport, deși nu este obligatoriu deocamdată, este un instrument pentru a pune o presiune foarte mare la nivelul statelor, din păcate. Așa cum a fost și cu terminologia, dacă ne aduceți aminte ceea ce reprezenta doar o uzanță de tip local acolo în instituțiile Uniunii Europene, dacă ne aduceți aminte, știți că am discutat despre asta, la un moment dat va fi impus să se folosească terminologia ideologiei de gen, fiecare. Da, deci nu absolut. După... Trebuie să vorbim și de această strategie și trebuie să mai spunem că raportul Matici nu este un exemplu izolat. Înainte de raportul Matici, în lunile octombrie-noiembrie anul trecut, Comisia Europeană a adoptat o strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBT, care nu era doar despre drepturile persoanelor LGBT, era și despre ideologia de gen, despre transgenderism, apropo de ce vorbim. Era și despre acea strategie, folosea termeni și concepte radicale precum copii curcubeu, da? Rainbow Children, vorbea despre ghișee curcubeu la secțiile de poliție. Deci era un document pe aceeași linie și cu o intensitate asemănătoare de radicalism. De fapt, vedem o strategie, da, urmată de un raport. Nu sunt încă lucruri, cum să spun, obligatorii, dar este un mod de a aduce în realitate o stare de facto, da, la nivelul statelor și la nivelul Uniunii Europene, cum ai spus și tu, da, e un limbaj pe care încet, încet cu toții îl adoptăm, sub obișnuință, sub presiune, sub amenințarea marginalizării sociale, a excluderii de la locurile de muncă și așa mai departe, care ulterior va fi legiferat și ca o stare de iure. Deci asta este tactica pe care o vedem prin astfel de documente. Da, și ele nu răsar așa, nu apar din spuma mării, da? Ci țin de o mișcare, da? Țin de un curent. Așa este. Așa cum am spus de atâtea ori, Cătălin, și în discuțiile noastre, dacă totul s-ar opri doar la generația noastră, la cei care suntem acum trecuți de unii de o vârstă, da? Aș spune că încă am sta liniștiți pentru că pe noi, oricum ar fi, știm să ne apărăm, nu ne mai poate, să spunem, deturna nimeni, să spunem, credința și mai ales convingerile pe care... Da, noi, ca să folosesc așa un termen foarte la modă în ziua de astăzi, aș putea spune că suntem și imunizați pentru că am prins cel puțin un deceniu sub comunism. Așa este, avem oarecare rezistență la asemenea. Am mai făcut o doză de totalitarism înainte. I-am citit și pe Solzhenitsyn, l-am citit și pe Steinhardt, i-am citit și pe mulți alți
fie mărturisitor trecut prin temnițele comuniste, Sfinții fie închisorilor, da? Da, 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 fie eminenți gânditori care au scris, au făcut o critică profundă a comunismului, dar nu toată lumea e imunizată. E, aici ajungem la paragraful numărul 28 și aici intrăm în zona poate cea mai sensibilă a acestui raport, și anume educația copiilor. Se spune așa, în paragraful 28, că se face o invitație statelor membre să asigure accesul la programele de educație privind menstruația pentru toți copiii, astfel încât persoanele care au menstruație să poată face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la menstruație și la corpul lor. Ține minte că sunt copiii și face alegeri în cunoștință. Copiii înseamnă persoane înainte de 18 ani, care oficial nu răspund în fața legii. Da. Da? Nu au drept de a conduce o mașină, nu au multe drepturi, dar au drept să decidă asupra propriei sexualități. Știu eu cum ne uităm în Statele Unite și în alte părți asupra schimbării de sex, poate, sau știu, tratamentelor hormonale. Ce părere ai despre zona aceasta? Că, în primul rând, astfel de tratamente și intervenții sunt ceva foarte grav, da? Care afectează profund sănătatea și fizică și psihică a individului, mai ales la copii, și sunt ceva irreversibil. Da? Odată ce s-a ajuns la chiuretaj, la intervenții chirurgicale, ele sunt irreversibile. Sunt foarte multe cazuri și mărturisiri, relatări ale unor persoane care au trecut prin acest așa zis proces de tranziție, în fapt un lung proces de intervenții medicale, hormonale, chirurgicale asupra propriului corp, pentru că la un dat să se trezească într-o depresie profundă, că regretă această stare, regretă alegerile și faptele făcute, dar că nu se mai pot întoarce, nu mai pot reveni. Și care avertizează despre ce înseamnă, care este pericolul de a fi împins de această ideologie care își caută, alți și alți exponenți numai pentru a se autojustifica, da? Și a creat un adevărat curent cultural, o presiune foarte mare, inclusiv la nivelul copiilor, sau mai ales la nivelul tinerilor, acest curent. Deci este ceva foarte periculos și să spui că un copil poate face asemenea alegeri, încă o dată, irreversibile și extrem de grave, fără acordul părinților și fără acordul familiei. Să excluzi părinții, să excluzi familia din decizie. În fapt, am mai discutat despre asta. Ce vedem aici este cum statul sau, mă rog, puterea vine și pune stăpânire pe domenii care țin exclusiv de decizia familiei sau de apanajul familiei. Da, unii vorbesc chiar de o comunizare a copiilor, da? Copiii care nu mai sunt ai familiei, ci sunt copiii statului. Da, e foarte, foarte interesant, pentru că se investește foarte mult în zona aceasta a educației copiilor. Se spune la un moment dat că solicită statul să asigure acces universal la educația sexuală tuturor copiilor, începând cu școala primară și neglijind complet autoritatea părintească. Deci, practic, începând de la școlile primare, păi când își formează copilul primele, să spunem, noțiuni? În momentul în care vine la școală. Vine de acasă, practic demontează tot ce au construit părinții și mulți dintre... Da, cei 7 ani de acasă. Plus restul educație pe care o primește și la biserică, se duce în școala primară și practic tot ce construi... Totul e spulberat. Totul e spulberat de o propagandă. Deci când un discurs este unidimensional, obsesiv, da, monomaniacal, aș spune, și nu prezintă decât așa zisele avantaje ale unor decizii care, în fapt, după cum spuneam, sunt grave, periculoase și irreversibile, da, și nu prezintă deloc părțile colaterale, riscurile, aceea este propagandă. Fără discuție. Deci vorbim de propagandă și vorbim de îndoctrinare care targetează, țintește copiii de la cele mai mici vârste. Să ne amintim și de acele recomandări ale OMS cu privire la educația sexuală, care vorbea de cursuri despre masturbare de la 4 ani, care vorbea de cursuri despre orientare sexuală începând de la vârsta de 9 ani, deci 9 ani, da? Așadar, multe astfel de manuale conțin în fapt pornografie științifică de manual, imagini explicite, quasi
pornografice. Sunt multe relatări despre experiențele unor copii în școli care au trecut prin asemenea cursuri și care au fost șocați, s-au blocat, da, au venit acasă, n-au mai vorbit zile în șir cu familiile lor, trecând, fiind expuși. Adică vorbim de ceva extrem de agresiv, extrem de brutal, o formă, o abordare extrem de brutală. Adică în universul unor copii, da, care sunt aruncați brusc în această lume intimă a părinților, da? Și a adulților. Și nu numai, și, da, fiind expuși la niște lucruri, după cum am spus, extreme. Un alt punct pe care vreau să-l discutăm este la nivelul relației dintre instituțiile europene și un membru din Uniunea Europeană. Se spune la un moment dat că, practic, pledează pe lângă Comisia Europeană pentru ca fondurile UE, da, să fie astfel instrumentalizate încât să favorizeze opinii ideologizate și controversate. Cu alte cuvinte, banii sunt puși în spatele propagandei. Pe de altă parte, și eu înțeleg și puțin condiționat. În momentul în care faci să spunem opinie separată. Uitați-vă și știm bine, Polonia, Ungaria, care au făcut foarte, foarte multe, să spunem, acte de dizidență. Exact, da? Acte de dizidență în tot ce privește această ideologie sunt întotdeauna pedepsite, ba mai mulți au fost voci care au spus ca Ungaria să fie scoasă, eliminată din Uniunea Europeană. Pentru acea lege, așa zisă lege anti-LGBT, care de fapt despre ce era vorba, era o lege care oprea această propagandă la nivelul copiilor sub 18 ani și pornografia. Deci inclusiv era o lege antipornografie pentru copii, repet, sub 18 ani. Deci practic noi, România, care întotdeauna suntem, să spunem așa, în mare nevoie, avem nevoie de investiții, de fonduri, ni se promit tot felul de avantaje financiare, am fi un posibil, cum să spun, act de trădare a poporului în momentul în care pentru o sumă de bani ai putea face niște să spunem înțelegeri practic cu aceste idei și să preluăm așa, fără să trecem printr-un discurs local, fără să trecem printr-un vot până la urmă, da? Și aici nu mă refer doar la votul în Parlament, chiar printr-o dezbatere publică, poate chiar un referendum, aș vrea. Da, de ce nu? Da. Să fie întrebat și poporul român dacă vrea lucrul acesta. Mi se pare o chestie foarte periculoasă, mai ales că, și aici vreau să vorbim puțin de țara noastră. Bun, sunt recomandări, dar totuși, acest document încalcă tratatele de funcționare ale Uniunii Europene. De ce? Pentru că prin acest raport se intră cu picioarele, cu bocancii în competența exclusivă a statelor. A statelor, exact. Practic, până la urmă, gestionarea sistemului de sănătate, a educației, da? Da. Sunt două chestii și în România, din păcate, amândouă ramuri au fost puse la pământ. Educația și sănătatea. Deci deja suntem de două ori, de trei ori loviți la cap, da? Mai vine și această nouă lovitură, acest nou bolovan, că nici măvar nu e un prieten, un dita mai bolovanul și ne mai lovește încă o dată. Așa că te întreb, Cătălin, până la urmă România și până la urmă nu numai noi, și ceilalți care vor adopta recomandările acestea, mai au suveranitate sau nu mai da, aparținem unui popor? E o întrebare foarte bună. Este o întrebare foarte bună. În ce măsură, da, mai există suveranitatea statelor, pentru că să ne amintim că Uniunea Europeană a fost fondată ca Uniunea Națiunilor Suverane. Da? Acestea sunt tratate, sau asta spun tratatele Uniunii Europene, da? Și în al doilea rând, în ce măsură familiile mai au vreo formă de suveranitate sau de autonomie sau spații de mișcare în acest cadru, în care, încă o dată, discursul devine unidirecțional, devine, aș spune, din ce în ce mai radical, din ce în ce mai excesiv, în această direcție a neomarxismului, da? Fii atent, apropo de raportul acesta, pentru că este un exemplu, dar mai sunt și altele, mi-aduc aminte de toate propunerile acestea de
de legiferare a parteneriatului civil și alte lucruri care au mai trecut pe la noi prin Parlament și s-au oprit pe prin diverse avem vreo 9 proiecte de parteneriat civil, dacă le-ai fi numărat bine, pe acolo, în Parlament, în acest moment. Nici de data aceasta, ONG-urile care promovează agenda LGBT nu se dau bătute și, de data aceasta, în raportul MATI se vede cu ochiul liber, pentru cineva care știe și a studiat, terminologia parcă a fost scrisă de activiști LGBT. Parcă a fost scrisă, da. Zic eu parcă, da. Sunt sigur că a fost scrisă. A fost scrisă de activiști pro-choice, pro-avort, da? Pentru că terminologia este aceeași pe care o găsim în documentația și în articolele și în tot ce înseamnă materiale acestor organizații. Este o terminologie extrem de vagă, da? O formă de newspeak, da? E o nouă limbă, cum spunea Orwell, da? Și este o terminologie în care, cum să spun, trebuie să înveți, da? Trebuie să înveți să te orientezi, trebuie să înveți să citești în subtext sau să citești printre rânduri ca să înțelegi ce vrea să spună de fapt până la capăt acest raport. Și când înțelegi, atunci este cu adevărat îngrijorător și, da, mai rău. Ce este foarte interesant este că se inventează termeni noi. La un moment dat noi știm despre maternitatea, da? Atunci când o femeie rămâne însărcinată, are semnul acela matern, știm și tot ce înseamnă, deci practic inclusiv locul unde se nasc copiii se numește maternitate. Maternitate, da? Se numește personalitate. Exact. Personalitate e un pic altceva. Se introduce sau practic se încearcă înlocuirea cuvântului acesta maternitate cu dreptul sexual și reproductiv, care de fapt este ceva care poate să fie orice. Absolut, asta e. Toate lucrurile acestea sunt totuși concepte goale și vagi, care sunt concepte valiză, care pot include și acoperi orice până la urmă. Da, ele pot fi umplute în funcție de nevoile activiștilor. Bun, Cătălin, cam asta este raportul. Până la urmă vreau să te întreb așa, direct în față. Până la urmă, bărbații pot naște sau nu pot naște? Da, e puțin și aici, ca să întorc chiar ironiile celor din tabăra USR Plus, e exact precum povestea cu găina care naște pui vii, evident. Să ne amintim de sketch-ul acela al grupului Monty Python din anii 1980, se numea Loretta, făcea parte dintr-un film, din filmul Life of Brian, în care e expusă în 2 minute, sau e demontat în 2 minute, această dogmă, care acum iată a devenit o dogmă inclusiv la nivelul Parlamentului European, că oricine poate fi orice își dorește și că bărbații pot naște copii. Este foarte, cum să spun, tranșantă demontarea grupului Monty Python. Dacă am fi văzut în anii 80, eu am văzut prin anii 90 și mi se părea că e ceva care ține de domeniul absurdului, da? De domeniul imposibilului. Niciodată nu o să fie ceva mainstream, ceva central chestia asta, o să, or să fie niște marginale acolo, care au tot felul, cam cum erau și prezentați acei activiști în sketch-ul trupei Monty Python, care au niște idei, dar ei făceau mișto de fapt de ce se întâmpla în sistemul academic american în anii 80. Dar iată că a devenit central, iată că discutăm serios de problema asta, da? Iată că ceva care părea imposibil, da, imposibil de domeniul absurdului, a devenit un subiect de discuție. Aproape că nu ne vine să credem că avem discuția asta. Da? Deci, încă o dată, da, problema nu e numai dacă bărbații pot naștere. Problema e cât de radical este acest raport. Problema este faptul că se vorbește despre un drept la avort care ar fi mai important decât dreptul la viață, că se vorbește despre faptul că libertatea de conștiință nu mai există, da? Că libertatea religioasă, de facto, nu mai există. Și ne vom trezi în câțiva ani, când acest raport va produce consecințe, că libertatea religioasă nu mai există. Da? Nici pentru cultele evanghelice, nici pentru ortodoxi, nici pentru catolici. Ce ne vom face atunci? Iată o întrebare deschisă. Nu am un răspuns. Foarte, foarte bine. O întrebare excelentă. Și vreau să ne uităm puțin la situația curentă, la acțiunea civică care se mai poate face. Trebuie să reamintesc faptul că acest raport a fost votat cu
378 de voturi. Da, pentru 255 împotrivă și 42 de abțineri. Din păcate, grupul de europarlamentari români al USR Plus au votat cu toții, dar au fost unii care au lipsit, alții care nu s-au dus la vot, au fost și oameni care au votat împotrivă, dar și asta este un lucru extraordinar, dar totuși mă așteptam ca cel puțin oamenii aceștia care reprezintă noua politică sau chiar se autodefinesc ca centru-dreapta modern. Așa zisul centru-dreapta. Da, de fapt este o stângă. Dacă radicalismul de stânga se poate numi centru-dreapta, iată. Da? Iată că creștinismul acesta de care spunea domnul Cioloș este de fapt un, să spunem așa, nici măcar o, până la urmă, o religie păgână, dacă ne uităm că până la urmă și unii din religia, religiile păgâne poate au fost mai... Un bun simț care te-ar opri, da? Au protejat viața. O anumită linie roșie care ți-ar spune că acolo trebuie să ne oprim, da? Adică, pe care nu mai avem. Pe care nu mai avem, da? În acest neopăgânism. Că vorbim de un neopăgânism. Neopăgânism în care la bază are redefinirea ființei umane. Practic, ceea ce Dumnezeu a creat, se încearcă recreat. Da. Pentru că la sistemul pe care ni se va servi și, de fapt, se lucrează de mult timp acolo și ne-am discutat despre asta. Noi nu prea avem ce face acolo. Noi, generația noastră, oamenii cu credință, oamenii care au un set de valori, nu se potrivesc de niciun fel în noua lume. Și atunci omul trebuie recreat, omul trebuie reformatat. Da, omul nou. Dar omul nou, toate ideologiile totalitare din secolul 20 au încercat să creeze omul nou. Da, a fost acest mit al omului nou. L-au avut și fasciștii, l-au avut și bolșevicii, l-au avut și staliniștii, același mit, pe care, iată, l-au și neomarxiștii. L-aș întreba totuși pe domnul Cioloș, și foarte interesant să aflăm un răspuns, ar fi ce crede dumnealui de fapt sau ce urmărește dumnealui de fapt? Ar putea vreodată să recunoască cu sinceritate? Bine, e o întrebare retorică, pentru că e clar că nu. Dar întrebarea este, care este obiectivul acestei opoziții furibunde a domniei sale față de legea naturală, față de așezarea omului în creație, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, și pe care acești activiști încearcă să o răstoarnă? Și de unde vine această opoziție pe care, iată, domnia sa o face în numele creștinismului, da? Și înfierându-i tocmai pe cei care apără, în fapt, credința și ordinea lui Dumnezeu. Cătălin, cred că ne apropiem de încheiere și înainte de a face lucrul acesta vreau să tragem totuși un semnal de alarmă, încă o dată să aducem în atenția publicului faptul că încă se mai pot face anumite lucruri, încă ne mai putem auzi, încă mai putem scrie, încă mai putem face emisiuni și încă mai mult putem lua atitudine, să spunem, în mod public și privat față de cei care fac legile acestea, inclusiv parlamentarii români, pentru că și aici avem o grămadă de lupte, da, vorbim despre Parlamentul intern, luptele interne, sigur. Da, Parlamentul intern, vorbim de faimoasa lege a educației sexuale, sigur, care încă nu e încă finalizată. Încă nu e tranșată, urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci, în toamnă. Ce recomandare ai acum în calitate de părinte, în calitate de jurnalist, publicist, da? Și un om care simte și dorește ca, până la urmă, să fim lăsați liberi, La nivel civic, cred că ar trebui, sigur, încercat și folosit toate instrumentele pe care încă le avem, după cum bine ai spus, pentru că mai sunt încă niște instrumente, folosirea petiționării, da, către reprezentanți, către aleși, pentru că are un efect, da, când primești zeci de mesaje sau sute de mesaje în care se spune nu votați chestia aia, vine în opoziție cu toate valorile pe care vi le-ați asumat în momentul în care v-am ales, să ne reprezentați, da, contează și asta. Asocierea, iarăși, pe cât posibil, în asociații de părinți, pentru că aici vorbim clar de protejarea copiilor, asociații de părinți care, dacă sunt active, dacă au o anumită amprentă în societate, contează, da,
Deci sunt câteva lucruri care se pot face la nivel de societate civilă, cu siguranță. Acum însă n-aș lăsa toată discuția și întreaga luptă, să spunem, doar pe această dimensiune a societății civile, deși încă o dată este foarte important să nu stăm doar să postăm pe Facebook, da? Ci să încercăm niște acțiuni concrete în cadrul legal pe care îl avem și pe care încă îl avem, da? Și lobby-ul acesta, petiționarea, să le spunem aleșilor, v-am ales pentru că ne reprezentați cu niște valori. Da, apărați-vă valorile pentru care sunteți acolo. Da? Țineți-vă promisiunea din campania electorală. Putem face aceste lucruri. Da? Mai ales că sunt totuși multe partide care se declară de centru dreapta. Cam toate se declară de centru dreapta. Centru dreapta înseamnă să aperi familie. Da? Centru dreapta nu înseamnă să distrugi familie. Asta înseamnă centru dreapta. Ca să fim tranșanți. Da? Înseamnă să aperi familia, înseamnă să aperi libertatea religioasă, asta înseamnă dreapta. Da? Înseamnă să aperi libertatea de conștiință, aceste libertăți fundamentale, da? Asta e dreapta. Dreapta nu este împotriva familiei, nu are cum să fie niciodată. Da? Prin rădăcină e creștină. Bun, dincolo de asta, în plan personal acum, sau în planul grupurilor mai mici de credincioși, indiferent de culte sau denominațiile din care facem parte, cred că este foarte important construirea unor rețele, solidaritatea, da? Mai ales solidaritatea, pentru că trăim într-o societate în care suntem foarte dezbinați, din păcate, în care avem vorba aceea doi țărăniși, patru partide din anii 90, cred că putem spune doi români, patru partide, da? Așa, foarte agresivi unii cu alții, un nivel de agresivitate care crește tot mai mult într-o societate care fierbe sub presiune, și atunci cred că trebuie să încercăm, măcar cei care suntem pe aceste poziții, da? Care încercăm să mai apărăm încă bine la adevărul și frumosul, că despre asta e vorba. Să încercăm să lăsăm deoparte neînțelegerile, că sunt economice, că sunt geostrategice, și să găsim aceste poziții comune. Iată cum facem și noi aici în această discuție. Deci rețele, comunități, întărirea unor comunități, solidaritate. Chiar Rodreier vorbește despre soluția benedictină, da? Care soluția benedictină, până la urmă, asta înseamnă. Adică înseamnă în plan cultural ieșirea din această cultură dominantă, din spiritul vremii, cum îl numea C.S. Lewis, da? Și regăsirea unor valori mai tari, regăsirea rădăcinilor, a tradiției, a lucrurilor care ne definesc până la urmă, și ca români, ca est-europeni, ca bizantini, creștini, și pe acest fond comun să construim, da? Să construim o opoziție, dar să construim și ceva durabil. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, îți mulțumim pentru expunerea și mai ales pentru modul în care ai argumentat toate aceste puncte pe care ți le-am pus în față. Practic, am discutat despre acest raport care este, să spunem așa, o cultură a morții versus o cultură a vieții. Absolut, absolut. Este un episod pe care îl vom parcurge împreună, vom vedea ce se va întâmpla și nu vom ezita ca și tu și eu și toți cei care vor mai putea să ridice vocea, să scrie și, bineînțeles, să ducem lupta aceasta pentru păstrarea valorilor iudeocreștine. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc, Cătă! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!